Testăm cele mai scumpe restaurante din România, episodul 3, Oliveto by Caelia. De mașinile din parcare nu mai are sens să mai zic nimic. Cred că e o tradiție să primezi meniul rupte la restaurantele astea de calitate. Și cam așa arată meniul, eu nu zic nimic de prețuri, vă las pe voi să comentați prețurile. Ne-am luat niște startere, începem cu acest pate de foie gras cu jeleu de zmeură. Mamă! Foie grasul lui dau nota 9.64, a fost genia. Am vrut să-mi iau pește astăzi, dorada cu sos mediteranean cu migdale crocante și sparanghel verde. Deci am dat comanda și dăm start la cronometru. Să vedem în cât timp ajunge. Care a fost cel mai mare tips primit într-o zi la o masă? E secret. Ok. A venit comanda. Să ziceți voi în comentarii. Niște ceapă prăjită aici deasupra. Cred că are în jur de 192 de grame. Foarte bun sparanghelul. Și e greu să dai gust sparanghelului. Se topește în gură peștele. N-are oase deloc. Nu am ce să comentez. Deci aceasta pe bune că e cea mai tare baie. Miroase a parfum. Deci nu pot să cred că de acolo curge apa. Bruh. Totalul a fost de 308 lei. Vă, cum vi se pare? Ieftin sau scump?